Odată cu apariția pandemiei, mulți români au fost nevoiți să-și schimbe obiceiurile zilnice, inclusiv modul de lucru, mare parte dintre ei lucrând de acasă, acolo unde s-a putut face asta. La nivel mondial, începând cu 2020, a început să fie testat un sistem hibrid de lucru, de acasă și doar câteva zile de la birou. Săptămâna de lucru de 4 zile a început să fie testată încă din 2020, dar după ce restricțiile au fost mai relaxate. Acum probabil că te întrebi cum este posibil o astfel de situație favorabilă. De ce ar permite proprietarii de afaceri să le permită angajaților lor să lucreze doar 4 zile pe săptămână? Nu cumva compania va avea de suferit ca urmare? Unele companii, conform unor studii recente, spun că realizează deja beneficiile unei săptămâni de lucru de 4 zile. Nu numai că o săptămână de lucru de 4 zile crește satisfacția angajaților, angajamentul companiei și munca în echipă, dar scade și nivelul de stres. Chiar mai mult de atât, reducerea programului de lucru al angajaților la o săptămână de lucru de 4 zile nu dăunează productivității acestora și nici producției companiei, mai arată studiile. O săptămână de lucru de 4 zile poate părea o idee radicală, dar de la sfârșitul secolului al XIX-lea am redus treptat numărul de ore lucrate în cadrul unei săptămâni de lucru obișnuite. În 1890, de exemplu, Guvernul Statelor Unite a estimat că un angajat cu normă întreagă într-o fabrică de producție lucra în medie 100 de ore pe săptămână. Până la mijlocul secolului al XX-lea, angajații din industria prelucrătoare lucrau doar 40 de ore pe săptămână. Reducerea săptămânii de lucru de la 28 de ore nu este nici pe departe. La fel de radicală, spun specialiștii. Săptămâna de lucru de 4 zile este un concept relativ nou, apărut în mare parte datorită progreselor recente din domeniu, dar și ca urmare a efectelor pandemiei. Cu toate acestea, unele companii testează deja această idee cu rezultate promițătoare, atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Testată cu succes, săptămâna de lucru de 4 zile a fost adoptată și de anumite companii din România, reprezentanții acestora spunând că în acest mod s-au eficientizat mai multe aspecte ale bunului mers al firmelor. Dar deși nu s-a pus problema implementării definitive a unui astfel de sistem de lucru, ultimele studii sociale spun că din ce în ce mai mulți români sunt de acord cu săptămâna de lucru de 4 zile și 3 zile libere pe săptămână pentru angajații din România, relatează playtech.ro.